Suntem pe drumurile care duc la Reghin sau pleacă din Reghin, prin localitățile care au jucat un rol deosebit în istoria orașului nostru și astăzi ne vom duce pe Valea Gurghiului, o zonă deosebit de importantă prin compoziția etnică, o zonă, aș putea spune, pur românească, cu foarte multe localități care au jucat un rol deosebit în viața economică, în viața socială și chiar și în viața culturală a localității noastre. Valea Gurghiului are o importanță deosebită nu numai ca zonă etnică, ci și ca zonă turistică, zonă folclorică, legăturile economice cu Reghinul și așa mai departe. Râul Gurghiu, care captează toată zona și îi dă și numele, acest râu izvorește de la 1200 de metri din munții Gurghiului și după 53 de kilometri se varsă în Mureș, face confluență cu Mureșul și nu odată am zis noi că Reghinul se află la confluența dintre Gurghiu și Mureș. Ei, de la această confluență începe de fapt orașul nostru. Zona respectivă este împânzită de foarte multe pâraie. Râul Gurghiu captează și pe stânga și pe dreapta foarte multe pâraie. Unele din ele au dat numele unor localități, sate, cătune care se află în zonă. De exemplu, dacă stăm cu spatele spre izvoarele Gurghiului, pe partea lui dreaptă sunt următoarele pâraie: Lăpușna, Fâncel, Isticeu, Cajva, Neagra, Tisieu. Iar pe partea stângă este Orșova, Mocirlașu, Tireu, Sandra, Tămășoaia, care sunt de fapt și ele la rândul lor pâraie mici pentru pâraiele mai mari care se varsă în Gurghiu. Ca zonă turistică, Valea Gurghiului se remarcă în primul rând prin stejerișul de la Mocear. Acest parc dendrologic, aș putea să-i spun, are foarte multe esențe de lemn vechi, de peste 500 de ani. În această pădure a Mocearului cândva a fost și o unitate militară care, spre binele reghineanilor, nu intru în amănunte, a fost dezafectată. Ei, ceva mai sus este cunoscută Poiana Narciselor, o zonă turistică deosebită, vizitată de foarte mulți, să zicem, turiști din Reghin, din împrejurim, dar și din toată țara. Cel mai important punct turistic, aș putea spune, este parcul dendrologic din localitatea Gurghiu, de pe lângă castelul de acolo. Acest parc dendrologic care se pare că a fost întemeiat cam acum vreo 250 de ani, are foarte multe esențe exotice, esențe din foarte multe țări din lume, un număr de 29 de specii care sunt de admirat și astăzi. Ei, acest parc dendrologic, punct turistic, găzduiește un muzeu de vânătoare, un muzeu de vânătoare în castelul respectiv. Muzeul acesta de vânătoare are toate speciile, aș putea spune, de pe Valea Gurghiului: ursul brun, cerbul, râsul, lupul, mistreții, cocoșul de munte și alte specii de vânătoare găzduite de acest muzeu. Ei, castelul propriu-zis, care a fost proprietatea baronului Bornemisza, a fost construit pe la 1730, după, în perioada împărătesei Maria Tereza. El a căpătat o
dezvoltare deosebită și a devenit, aș putea spune, un punct astăzi, un punct turistic de mare importanță. În partea de sus a Gurghiului este un pisc pe care acum vreo 200 și ceva de ani, respectiv până anul 1708, a fost o cetate care din 1699 a aparținut lui Racu Ții al II-lea. Pe vremea aceea el era comandantul curuților, cei care au dezvoltat un război între curuți și lobonți. Acest francez Racu Ții a trecut și prin Reghin. În anul 1708 Reghinul a fost prădat de către armatele lui francez Racu Ții al II-lea, incendiat, pentru că Reghinul era un oraș săsesc și era de orientare germană, filo-austriacă, iar francez Racu Ții al II-lea lupta tocmai împotriva austriecilor. Ei, francez Racu Ții al II-lea se va baricada, aș putea spune, în 1708 la Gurghiu, va fi asediat și odată cu învingerea armatelor de la Gurghiu și cetatea este distrusă. Prin secolul al XIX, pe la 1865, se va construi acolo în vârf o capelă, o capelă care va dăinui multă vreme și este un punct turistic și acesta. Acum, tot pe linia aceasta a zonei Gurghiului, a zonei turistice, întâlnim fel de fel de obiceiuri care se mențin și astăzi, ca de exemplu târgul fetelor de la Gurghiu, care se ține în fiecare an în luna mai. Apoi, mai târziu spre Rusale, este udatul nevestelor din zona Văii Gurghiului, precum și alte obiceiuri ale zonei respective, puncte turistice vizitate de foarte multă populație. Ei, acum aș vrea să mă opresc puțin la localitatea Gurghiu propriu-zisă, localitate care a fost atestată la 1228 deodată cu Reghinul, în actul de danie al lui Andrei al II-lea de la 1228 către Dionisie, sunt înșirate mai multe localități, printre care Gurghiu, Luieru, Alunișu și, bineînțeles, Reghinul, localități care vor face parte din domeniul Gurghiului, domeniul Gurghiului care se va înmulți cu multe localități, ajungând la un moment dat ca domeniul Gurghiului să aibă 27 de sate și comune, ce aparținea castelului Bornemisza, dar și unor proprietari din Apalina, a castelului din Apalina. Acum despre acest domeniu, ce aș putea să spun în mod special, este că el încet, încet și-a pierdut din importanță, localitățile au devenit aproape autonome. Despre domeniul respectiv am vorbit de un alt dat și probabil că vom mai vorbi. Oricum, vreau să precizez că această localitate, Gurghiu, are în administrație mai multe sate și cătune, asupra căruia eu o să vin într-un episod mai special, oricum le voi ieșira. Este vorba de satele Adrian, la 3 km de Gurghiu, Cașva, Păuloaia, Fundoaia, Larga, Glăjărie, Orșova, Comori, ca să numerez numai câteva din aceste localități. Populația, după ultimul recensământ, este, să zicem, o populație constantă, are în jur de 6384 de locuitori per comună
iar per localitate în jur de circa 2000 de locuitori. Atestați la recensământul din noiembrie anul 2011, deci ultimul recensământ. Gurghiu a avut în viața lui economică o prosperitate deosebită, a avut chiar și o moară de hârtie, un fel de atelier de fabricat hârtie, dar și un atelier de fabricat porțelanuri. Prin anul 1809-1812, Reghinu era unul dintre clienții deosebiți al porțelanului de Gurghiu și acest porțelan de Gurghiu se va exporta și în alte localități, ajungând până spre Budapesta și Viena. Despre localitățile care sunt mai sus de Gurghiu, de pe Valea Gurghiului, o să ne întâlnim într-o altă emisiune.